Scurtă. Între timp, cred că este foarte important să cunoaștem eroul zilei de astăzi, pentru că primim o lecție de viață din partea unei femei cu suflet mare. A crescut la orfelinat și a fost diagnosticată cu cancer virulent, cu care s-a luptat din răsputeri. După 2 ani grei, cu tratamente chinuitoare, cu foarte mulți bani cheltuiți, Maria Holzhauser a primit a doua șansă la viață. Ca să-și arate recunoștința, a știut că menirea ei este să-și ajute semenii și a transformat casa pur și simplu în depozit, asta deși trăiește împreună cu soțul ei într-o garsonieră din București și nu este o femeie bogată. Cu toate acestea, trimite prin poștă cutii cu ajutoare familiilor sărace din România, în fiecare zi. Un gest de umanitate pentru care cei neajutorați au cea mai mare nevoie în clipe grele. Motiv pentru care este rolul zilei astăzi la Antena 3. Doamna Maria Holzhauser, bună ziua, bună dimineața, bine ați venit! Bună ziua și mulțumesc pentru invitație! Să știți că la un moment dat am cerut sprijinul prietenilor de pe Facebook ca să cunoaștem și alți oameni care fac fapte remarcabile. Din câte comentarii am avut, jumătate erau despre dumneavoastră. Oameni care mi-au spus atât de multe acțiuni caritabile pe care le-ați inițiat și la care ați luat parte, încât am spus că trebuie neapărat să vă cunoaștem și să vă cunoască și telespectatorii. Cum a pornit această lupta dumneavoastră cu boala până la urmă și ce decizie ați luat după ce ați reușit să o învingeți? După ce am reușit să o înving, am luat decizia să o colorez frumos. În fiecare zi să-i dau valoare, să-i dau sens. Lucrurile au venit probabil firesc. Ai ajuta pe alții înseamnă și a te ajuta pe tine. Înseamnă emoție, înseamnă frumos, înseamnă îmbrățișări, înseamnă și pentru tine bogăție sufletească. Spuneam puțin mai devreme că locuiți într-o garsonieră și că nu sunteți o persoană bogată și nu vreau sub nicio formă să jignesc pe cineva, doar că este foarte important să înțeleagă toată lumea că nu este nevoie să ai milioane de euro în cont ca să-i ajuți pe cei din jurul tău și că faptele mici, gesturile mici pot să aducă o bucurie nemărginită până la urmă. Haideți să le dăm niște exemple. În ce fel de acțiuni v-ați implicat? Cine sunt oamenii pe care i-ați ajutat? Aș începe cu ajutorul susținut, care e foarte prețios. Eu ajut în fiecare zi. Văd că oamenii ajută toamna, la începerea școlii, cu ghiozdane, de Paște și de Crăciun. E foarte important să ajutăm zilnic, cu puțin. Și reușim asta dacă ne dorim. Greu e să ne punem în starea de o face. Dar dacă începem, nu ne mai oprim. Am auzit de foarte multe ori reprezentanții orfelinatelor, spre exemplu, care spuneau că în perioada Crăciunului sau Paștelui pur și simplu nu mai știu unde să depoziteze pachetele, pe când în tot restul anului nu-i vizitează nimeni pe acei copii, nu le dă nimeni o haină sau o portocală. Asta vă spuneam. E valoros ajutorul pe termen lung. Dintre cazurile în care v-ați implicat, care v-au atins cel mai mult? Care au fost cazurile cele mai greu de rezolvat? Fiecare caz mă pune într-o situație delicată, deși cumva eu le-am trăit pe toate. Cred că cel mai emoționant este cel cu azilul de bătrâni în care mă implic sufletește și de pe ușa căruia ies, mă gândesc cât de repede voi reveni. Vă văd că deja sunteți foarte emoționată. Este vorba despre mai mulți bătrâni pe care nu-i ajută nimeni. Ce putem face să-i ajutăm? Ei sunt bine îngrijiți. Hrana lor care trebuie să vină este pentru suflet. Eu știu foarte bine cât contează o vorbă bună, o mângâiere și asta fac. Ajut altfel. Ajut întâi sufletul și apoi răspund nevoilor celorlalte. Mergeți des, stați de vorbă cu dâns și cum? Merg cât de des pot. Vă spuneam că imediat ce plec mi se face dor de ei. Ajutorul se combină cumva că ei au devenit familia mea și probabil eu a lor. Mi se face dor, mă întorc destul de des și cu surpriză pentru ei, cu spectacole, cu... Cred că și dacă m-aș duce fără nimic material, simpla prezența oamenilor acolo îi face să se simtă iubiți și prețuiți. Zilele trecute când v-am sunat să vă invit aici la previziune, îmi spuneați că vă pregătiți să vă întâlniți cu o mamă bolnavă de Așa cancer. Este. Cum aveți puterea să stați de vorbă cu acești oameni care evident sunt în cel mai dur moment al vieților și să-i ajutați să-și găsească speranța și puterea? Pe de o parte nu mi-e greu pentru că eu am trecut prin așa ceva, pe de altă parte mă gândesc ce mult contează să ai un reazem, să ai pe cineva care să fie lângă tine atunci când ești îngenunchiat. E absolut fantastic să poți trece cu cineva de mână sau cu cineva alături.
Sunt cazuri despre care vă spun cunoscut, știind că dumneavoastră i-ați putea ajuta să treacă mai ușor peste acest moment? Sau cum intrați în contact cu acești oameni? Deci primesc scrisori zilnic. Ce este dureros e că îmi scriu, doamna Maria, vă scriu, dumneavoastră sunteți ultima mea șansă. Și asta mă și obligă, pe de-o parte, mă și întristează teribil, pentru că nu e normal ce se întâmplă. Nu eu ar trebui să fiu șansa lor, ci altcineva. Am văzut că v-ați implicat în foarte multe acțiuni și cu copii. Sunteți bunică Așa și dumneavoastră. Este. Sunt și bunică și nici copiii nu-mi sunt străini. Mă implic în acțiunile cu ei de câte ori pot. Dar bătrânilor e adevărat că încerc în apusul vieții lor să le acord mai mult timp. Este incredibil ce faceți și nu pot să nu vă întreb. Ați început să luați parte și să inițiați aceste acțiuni caritabile în momentul în care dumneavoastră v-ați lovit de această boală sau și înainte? Adică e ceva ce ați făcut pe tot parcursul vieții? Înțeleg că aveți și dumneavoastră o poveste de viață tocmai ușoară. Am făcut pe tot parcursul vieții. Sunt un copil din orfelinat. Trebuia să-mi ajut colegii acolo. Am făcut-o și după. Dar probabil n-a fost atât de vizibil. Acum doar asta fac și se vede altfel. Cât de greu este pentru un copil care crește în orfelinat să-și facă o viață normală, să-și crească o viață normală? Pentru că se vorbește foarte mult despre faptul că în momentul în care ajung la vârsta majoratului, li se dau bagajele și practic ei sunt niște oameni liberi. Pe când nu poți să te aștepți la un om de 18 ani să știe în momentul acela ce trebuie să facă pentru a avea o viață normală. E foarte greu, dar nu imposibil. Dovadă, destui copii din casele de copii ajung să se realizeze. Sigur, traiectoria e destul de sinuoasă, dar în noi stă forța. Eu mi-am repetat întotdeauna că eu pot orice și în proiectele mele. Pentru mine nimic nu e prea îndrăzneț. Voi avea o caravană medicală, mergem cu ea la azil, deci proiecte cât se poate de îndrăzneț. De ce nu? Câți bătrâni ați înfiat de la acest azil? Ce bine că mi-ați amintit de campania Adoptă un bătrân. Sunt 30 de bătrâni aici, 27 sunt înfiați, deci au dincolo de zidurile așezământului oameni îngeri, cum le spun eu, care răspund nevoilor lor. Am mai avea de înfiat, de dat spre adopție, 3, dar nu cred că e o problemă. Adică ar fi nevoie de 3 familii adoptive? Practic exact. Nu este nevoie de ceva material în mod special? Și de material foarte puține lucruri. E nevoie de hrană pentru suflet. Cum vă petreceți timp cu acești oameni? Nu știu. Stați pur și simplu de vorbă cu ei, rememorați momentele plăcute din viața lor. Ce anume îi bucură pe acești oameni? Pentru că, din păcate, în România, bătrânețea este foarte urâtă. Este foarte greu în momentul în care cineva ajunge la bătrânețe să mai poată spune că are o viață frumoasă. Tocmai asta fac, le arăt că sunt iubiți, prețuiți. În primul rând, le dăruiesc timp. Timp din viața mea, timp din viața oamenilor care mă însoțesc. Că trebuie să spun, am oameni îngeri mulți acasă care ne sunt alături în campanii. Mi-a venit ideea când unor copii dintr-un sat le-am dus povestea, un personaj de poveste. Am văzut atunci, copiii și-au intrat foarte ușor în rol, s-au bucurat, dar am văzut pe chipul mamelor lor o tristețe nemăsurată. Nici lor nu le fuseseră citite povești, nici ele nu au avut posibilitatea să se bucure. Și atunci m-am gândit ce important e să-ți bucuri sufletul și să duci emoția, frumosul. Asta fac și la bătrâni. Lunar avem un spectacol caritabil și le mulțumesc tuturor artiștilor care dau curs invitației noastre. Și ei se simt iubiți și prețuiți. Ce dar poate fi mai mare decât să înțelegi că însemni pentru celălalt ceva? Ați văzut o schimbare de atitudine la dânsii din momentul în care i-ați cunoscut și pe parcursul acestor ani? Vreau să vă spun că proiectul meu îndrăzneț este să transform un azil rece, așa cum era casa mea de copii, într-o casă adevărată. Au perdele, au draperii. Nu pot să vă spun ce însemnătate au avut florile. Florile din fereastră îi determină să se ridice, să le vorbească, să le zâmbească și se pare că cine zâmbește mai mult, trăiește mai mult. Deci ia câte un motiv să-ți spui că vrei să trăiești acolo chiar pentru floarea din fereastră. Ce v-ați propus pentru anul următor, pentru toamna asta, de exemplu? Pentru că
Spuneam și puțin mai devreme, vor veni din nou sărbătorile și vor fi foarte mulți oameni amărâți care vor avea o mână de ajutor. Dar de acum înainte, ce putem face pentru mine? Sărbătorile nu aduc nimic în plus. Fiecare zi este o sărbătoare. Eu fac Crăciunul în fiecare zi. Pe termen imediat să le înnoiesc florile de care vă vorbeam, că s-au trecut, să vin cu flori noi de toamnă, să-i înfiem pe toți, să avem spectacol în fiecare lună, să avem cine cu bunicii o dată pe săptămână, dacă se poate, și să găsesc oameni îngeri care să-și petreacă timp. Mi-amintesc când aveam 4 copii, adunam obiecte pentru 4 copii abandonați în maternitate, cineva îmi spunea, doamna Maria, aș vrea să ajut, dar nu am bani. I-am spus, ba da, puteți ajuta, mergeți acolo și luați-i pe copiii aceia în brațe, să vedeți. Și așa s-a întâmplat, sunt oameni care îmi scriu, ca și doamna aceea, că le-am schimbat viața. Oamenii nu-și dau seama că pot ajuta cu foarte puțin. Da, e foarte simplu. Și să nu uităm, am învățat o lecție de la dumneavoastră astăzi. Cine zâmbește mai mult, trăiește mai mult. Așa a fost este. O bucurie să vă cunosc. Sper să vă ajutăm cum putem și noi și să ținem legătura la următoare.